Bună seara și bine ați venit la Școala Digitală pentru ONG-uri. Eu sunt Ana Stamatescu, coordonatorul acestui program creat de Asociația TechSoup și voi modera acest webinar. Pentru aceia dintre voi care nu ne cunosc, Asociația TechSoup este cel mai mare centru de resurse de tehnologie pentru ONG-uri din țară. Programul TechSoup, principalul program pe care îl derulăm și pe care majoritatea îl știți, este un program de resurse IT pentru organizații non-guvernamentale, care vă oferă acces la produse software și servicii cloud. Programul este derulat în parteneriat cu TechSoup Global și este prezent în 236 de țări. Odată înscris și validat în programul TechSoup, ONG-ul vostru are acces la produse software profesionale și licențe. De asemenea, organizațiile eligibile pot accesa servicii și alte produse cloud de la Microsoft și Google. Puteți consulta toate resursele disponibile pe site-ul programului, techsoup.ro. Peste 2800 de organizații sunt deja înscrise și validate în program. ONG Online este un program complementar programului TechSoup. Pornit în 2016 cu sprijinul fondului ONG Online în România și venind ca un răspuns la nevoile organizațiilor de training profesionist și la îndemână online în utilizarea tehnologiei sau soluțiilor online, programul a ajuns la 26 de webinarii și tutoriale video, 4 publicații online și 7 evenimente offline în țară. Pe platforma ONG Online găsiți toate webinarile și resursele dezvoltate și oferite până acum. Astăzi începem cu primul webinar din seria celor 3, dedicate exclusiv vouă, oamenilor de bază care, în această lume din ce în ce mai digitalizată, aduceți resursele de tehnologie acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, în organizațiile neguvernamentale. Voi sunteți eroi prea puțin recunoscuți. Seria de webinarii este construită cu ajutorul prietenilor noștri de la Civic Tech. Trainerul webinarului de astăzi este Claudiu Cea. Claudiu coordonează proiectele open source de digitalizare civică ale Civic Tech România, dezvoltate în parteneriat cu Primăria Alba Iulia. Mai multe despre el, experiența lui și Civic Tech o să vă postească chiar el în câteva momente. Dar înainte să începem, câteva precizări de natură tehnică. Acest webinar va fi înregistrat, este înregistrat. Pentru cei care nu ați mai participat la un webinar este o prezentare online în care puteți adresa întrebări pe parcurs sau după. Orice întrebări veți avea pe parcurs, acestea vor fi citite pentru că ele să rămână înregistrate. Microfoanele voastre sunt oprite pentru a nu crea zgomote pentru înregistrare. Bonus, cei care vor participa online la toate cele trei webinarii din seria Tehnologia în ONG-uri, de la teorie la practică, vor avea ocazia să câștige o sesiune de mentorat individuală cu cei de la Civic Tech pe probleme concrete din cadrul organizației dumneavoastră. Vom reveni cu detalii pe mail despre acest bonus. Claudiu, când vrei, poți începe. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Poți da o share screen acum, nu? Numele meu este Claudiu Cea, sunt membru cofondator Civic Tech, așa cum vă spunea și Ana. Suntem un startup non-guvernamental și non-profit, pornit în primăvara lui 2017. Noi ne-am cunoscut în cadrul programului guvernamental GovIT Hub. Nu o să vă spun foarte multe despre noi chiar acum. Puteți intra pe civictech.ro, unde puteți vedea proiectele la care lucrăm în prezent. O să vă spun un pic despre mine. Am peste 10 ani de experiență în software engineering, 4 ani la Facebook, mai mulți ani în agenții de advertising digital din Irlanda și România. Și în prezent, de 2 ani de zile, lucrez la digitalizarea serviciilor publice prin Civic Tech și GovIT Hub. Ceea ce urmează să vă prezint este, văzând profilul participanților la webinar, am împărțit conținutul în 3 bucăți. Aș vrea să vedem prima dată ce înseamnă open source, de fapt, nu doar o definiție și atât. De ce open source? Argumente pro, contra? Poate cum să alegem o soluție open source potrivită pentru nevoile noastre? Și cum să startăm un propriu proiect open source pentru cei care sunt interesați? Aici e partea un pic mai tehnică.
Începem cu definiția termenului de open source. E o definiție luată de pe Wikipedia. Nu cred că există o definiție absolut corectă, însă asta pare destul de ok. Am să vă las să citiți prima oară. În primul rând, ideea de open source nu este doar cea de software deschis. După cum am văzut, nici în definiție nu se precizează în mod special că ar fi vorba de software. E mai mult o filozofie, e o mișcare, e o metodologie de dezvoltare, dar în niciun caz nu este strâns legată de dezvoltarea software. Ea constă în câteva principii foarte importante, am să număr câteva dintre ele. Primul principiu este cel de colaborare. Open source înseamnă, în primul rând, colaborare. Meritocrație. Nu există scări sociale sau ierarhii. Comunitate. Nu putem avea open source fără o comunitate în jurul proiectului sau proiectelor open source dezvoltate. Transparență. Poate mai mult decât în orice altă abordare, proiectele open source au parte de transparență. Schimb de experiență între cei care colaborează la dezvoltarea proiectelor open source, experiență din mai multe domenii, nu doar dezvoltarea software. Iar toate aceste principii cumva asemălează foarte bine pe ideea de ONG, pentru că găsim exact aceste principii, atribute și în organizațiile non-profit. Tocmai de asta mi se pare o alegere foarte bună ca în organizații non-profit să ne îndreptăm cât mai mult înspre soluții open source. Așa deci, haideți să vedem cum se aplică principiile open source în practică. Aș vrea, poate, înainte de asta, avem pregătite două întrebări. Ana, dacă am putea să începem cu prima întrebare? Și aici o mică precizare. La opțiunea a doua, mă refer la cei dintre voi care folosiți soluții open source de genul WordPress sau mai știu. Așteptăm câteva secunde să voteze toți. Și între timp aș mai face o precizare, am uitat să spun la început. Vor fi și întrebări. Ideal, cred că le vom structura chiar între aceste trei secțiuni. Ați văzut pe al doilea slide, avem trei secțiuni, cu o sesiune mai lungă de întrebări la sfârșit. Excelent, super! Niște răspunsuri foarte bune. Mă bucur să văd că avem atât de mulți participanți care se îndreaptă spre open source. Nu știu cum să trecem înapoi la ecran. Așa, se vede? E perfect. Ok. Dar ce înseamnă open source pe lângă software? Open source înseamnă și date deschise, open data. Niște exemple foarte bune sunt London Data Store, chiar și portalul național de open data. Înseamnă colaborare deschisă, da, și Wikipedia înseamnă open source. Singura diferență e că în loc de cod scriem cuvinte. Se face open source și în medicină. Proiectul open source malaria, de exemplu, caută să combată malaria folosind principiul open source. În educație, universități mari la nivel internațional, precum MIT, Harvard, și-au publicat deschis cursurile. Exact aceleași cursuri pe care le primește studenții universităților. Bineînțeles, în software, dacă stăm să ne gândim un pic, când vorbim de software, foarte mult este open source. Linux, care este backbone-ul majorității serverilor din lume, WordPress, cred că la ultima numărătoare 30% din site-urile online erau WordPress. Dar și conținut deschis, fotografii, filme, sub o licență
dedicată special produselor creative, avem și așa ceva. Haideți să vedem de ce să folosim open source. Aici mă adresez mai mult celor 29% care nu au luat în considerare până acum, dar poate, nu știu, găsim niște argumente pro, contra și pentru cei care se îndreaptă spre open source deja. Argumente pro. E gratuit, prin definiție. Ai sprijin din partea comunității, comunitatea de care vorbeam la secțiunea de principii. E accesibil, e transparent. Orice întrebare se poate adresa celor care sprijină proiectul sau îl folosesc. E testat la scară largă, exemple Linux, Android, dar mult mai multe pachete open source intră în categoria asta. Și evităm niște riscuri specifice alternativelor comerciale. Exemplu de companii care dau faliment, care își schimbă direcția comercială, companii care dintr-o dată vor să promoveze un alt produs al lor și rămânem fără alternativă și așa mai departe. Sunt însă și argumente contra, în funcție de profilul organizației, în funcție de resursa umană pe care o aveți la dispoziție, este bine să le luăm și pe acestea în considerare. În primul rând, ești singurul responsabil în cazul în care apar probleme cu soluția open source folosită. În general, la soluții comerciale există suport tehnic prin contract la open source. Ține de noi să ne asigurăm că e în regulă. Unele alternative comerciale sunt mai avansate. De exemplu, avem GIMP open source pentru editare foto, însă nu poate concura cu Photoshop sau Illustrator cu Inkscape și așa mai departe. De asemenea, o soluție open source înseamnă și mai mult timp investit din partea noastră. Trebuie să-l instalăm, de obicei nu se instalează cu două clicuri, poate trebuie să-l și găzduim pe un server, poate trebuie recompilat sau mai știu eu ce. Și la open source, la fel ca la proiecte comerciale, există riscul de abandon din partea celor care l-au pus pe picioare. Însă, acest ultim bullet point e un pic, nu e chiar atât de grav. De multe ori comunitatea preia proiectul mai departe, fără nicio problemă. Sunt foarte puține cazurile în care abandonul open source duce la închiderea proiectului. Și acum, hai să vedem. Din atâtea soluții open source pentru fiecare tool, pentru fiecare unealtă pe care o folosim, cum alegem soluția potrivită, la ce trebuie să ne uităm, ce considerente trebuie să luăm în calcul. Doar pe baza argumentelor pro și contra, nu putem să luăm o decizie informată. În primul rând, ar trebui să ne uităm la cost, mai ales ca și organizații non-profit. De multe ori, bugetul pentru tehnologie nu este neapărat satisfăcător. Suita Adobe costă câteva sute de euro, de exemplu. Asta doar pe perioada de un an. Așa că, în soluțiile open source, deși am spus că sunt gratis, e posibil să implice și anumite costuri financiare. Dacă e o soluție open source, însă dezvoltatorul oferă o variantă în cloud, va cere un abonament lunar, $20 sau fiecare în funcție de produs. Poate mai mic decât la produsele comerciale, însă trebuie luat în calcul. Sunt alte abordări unde dezvoltatorul pune la pachet o versiune premium cu suport și atunci oamenii care au dezvoltat proiectul respectiv își vând orele de consultanță la un preț nu neapărat accesibil. Ca exemplu, la platforma Fi Pregătit, lansată în februarie, la sfârșitul lui februarie, de fapt, cei care au dezvoltat unul dintre tool-urile cu care am construit platforma, în cadrul Civic Tech, ofereau consultanță cu $200 pe oră.
nu am beneficiat nu, de orele acestea de consultanță, însă e un cost, în caz că nu aveți resursă internă care se ocupe de probleme, trebuie luat în calcul. Mai e și timpul indirect. E timpul investit dacă doriți să hostați produsul pe un server de-al vostru. Și evident costurile pentru acel server, care în funcție de soluție poate nu sunt de neglijat. Am putea să ne uităm și la adopție. Ce înseamnă adopție? Înseamnă că un proiect open source este folosit de foarte multă lume, ceea ce ne dă partea aceea de comunitate, înseamnă că ne găsim foarte ușor răspunsul la întrebări. Înseamnă că dacă îl folosește foarte multă lume, e de încredere, e stabil, și așa mai departe. Și mai sunt altele care au sprijin privat. Au sprijin privat de la companii mari, de exemplu Android și Chromium. Chromium, apropo, pentru cei care nu știu, este practic framework-ul pe care s-a construit Chrome. E mare parte din codul de Chrome. Ambele sunt sprijinite de Google. Cumva putem să stăm liniștiți că inginerii de la Google, plătiți cu salarii foarte ok, se ocupă de aceste proiecte mai departe. Și mai sunt proiecte care sunt, am pus aici battle tested, au fost testate la scară foarte largă. De exemplu, pachete open source la Facebook au fost testate de către 2 miliarde de utilizatori lunar. E clar că orice problemă ar avea au fost deja descoperite după testarea asta intensă. Un alt aspect este cel de actualitate. Dacă ne uităm la un proiect open source și vedem că nu s-a mai actualizat de mai bine de un an de zile, poate nu e cea mai bună soluție. Poate nu mai vine o variantă nouă a acelui proiect. De asemenea, trebuie să ne uităm dacă mai corespunde tendințelor tehnologice. Se poate întâmpla în proiecte open source care nu dispun de resurse financiare foarte mari, neapărat, ca proiectele să stagneze. Trebuie să fim foarte atenți. Vom vedea mai târziu un alt motiv pentru care stagnarea asta e periculoasă. Am și ajuns, e vorba de securitate. E un mit legat de proiecte open source și securitate care are două fețe. Una dintre ele spune, dacă e cod open source, înseamnă că orice răufăcător, răuvoitor, poate găsi foarte ușor probleme de securitate și le poate exploata. Mai e o altă față a acestui mit care spune că, fiind open source, înseamnă că și cei buni, dezvoltatorii buni, vor găsi aceleași probleme și le vor repara înainte ca cineva să profite de ele. Regula generală e că nu e o regulă generală. Au fost cazuri în care proiecte open source au suferit probleme mari. Dacă vă aduceți aminte, Heartbleed sau alte incidente de genul acesta. Dar proiectele open source nu sunt singurele care au gări de securitate majore din când în când. Se întâmplă și la software comercial. Dacă vă aduceți aminte de WannaCry, acum un an sau doi, când Microsoft a fost atacat și așa mai departe. Atunci, ce e de făcut dacă nu știm, dacă nu avem o regulă clară? Sunt tooluri pe care le putem folosi. Am pus aici două exemple. Snyk, care identifică automat vulnerabilități independente open source, bazat pe o bază de date deschisă de vulnerabilități. GitHub a început mai nou să facă același lucru pentru cei dintre voi care folosiți GitHub. Și evident, actualizări periodice. Cu cât aveți o versiune mai nouă a produsului, cu atât e mai puțin probabil să vă loviți de aceste probleme de securitate. Mai trebuie să ne uităm și la resursele necesare. Deși unele proiecte open source nu necesită decât o simplă instalare, cum ar fi Ubuntu, sistem de operare, sau
pachetul LibreOffice care înlocuiește, eu știu, Microsoft Office, de exemplu. Sunt alte produse care necesită un pic mai multă atenție din partea noastră. Și atunci trebuie să ne întrebăm dacă suntem familiari cu tehnologiile folosite, poate la un dat va trebui să modificăm codul sursă sau să adăugăm ceva la codul sursă, sau pur și simplu ne lovim de o problemă nouă apărută și trebuie să știm cum să rezolvăm. Poate o întrebare bună e să vă gândiți dacă ați putea contribui chiar voi cu un patch, dacă e o problemă care vă doare. Noi am mai făcut chiar și în cadrul Civic Tech, tot în timp ce lucram la Fi Pregătit, pachetul SDK-ul, motorul de căutare pe care îl folosim de la Algolia, avea o problemă care, dacă nu era rezolvată, ne întârzia livrarea site-ului. Am contribuit cu un patch, am rezolvat problema și a treia zi deja a apărut un release nou al pachetului respectiv cu patch-ul nostru. Deci, it can save the day câteodată. Și ultima, trebuie să ne gândim mai atent la cerință. De multe ori ne dorim ca uneltele noastre să fie capabile de mult mai mult decât am putea noi folosi. Un exemplu foarte bun aici este Excel-ul, în toate formele lui. E la fel de complex și în LibreOffice, și în Google Sheets, și peste tot. Din toți oamenii pe care îi cunosc, nimeni nu știe să-l folosească la adevărata lui valoare. Dacă știți ce face formula asta, vă apreciez, să-mi spuneți și mie. Poate dacă tot ce vrem să facem e să edităm un pic niște poze ca să le folosim în niște materiale promoționale și nici nu avem un designer cu experiență și așa mai departe, poate nu trebuie să cumpărăm Photoshop neapărat, poate e suficient GIMP sau un alt tool și așa mai departe. Deci un pic mai mult pragmatism în alegerea uneltelor ne ajută să adoptăm mai ușor soluții open source. Înainte de slide-ul ăsta, putem să trecem și la a doua întrebare, Ana? Sau, da. Și între timp, dacă tot am ajuns la a doua secțiune, dacă aveți întrebări, cred că puteți să le puneți și acum. Legat de ce am vorbit până acum, legat de adoptarea soluțiilor open source în organizația voastră. Mai așteptăm câteva secunde ca toată lumea să voteze, să-și aleagă răspunsul potrivit. Claudiu? Excelent. Mai aștept un pic pentru întrebări și trec mai departe sau trecem mai departe direct? Putem să așteptăm câteva secunde pentru câteva minute pentru întrebări, dacă nu mergem mai departe. Din nou, foarte ok. Răspunsurile mă bucură. Aș fi foarte curios pentru cei 33% care nu au găsesc alternative ok. Aș fi foarte curios la ce? La ce produse? Putem să continuăm și așteptăm întrebări pe parcurs sau la sfârșit. Sigur. Am ajuns la secțiunea cum pornești propriul proiect open source. Aici deja devine un pic mai tehnic. Sper să fie ok pentru toată lumea. Argumente pro pentru a starta un propriu proiect open source. Mai mulți bucătari am scris acolo. N-am vrut să scriu dezvoltator sau inginer software pentru că, așa cum spuneam, în proiectele open source e implicată
Sunt implicați mult mai mulți oameni decât doar programatori. Avem designeri, avem specialiști în diverse domenii, de fapt, e mai puțin relevant în ce domenii. Dacă noi lucrăm la un proiect, că am dat exemplu sau cu bucătarie, dacă lucrăm la un site de rețete online, să spunem, și vrem să-l facem open source, păi ne-ar prinde foarte bine niște bucătari care să ne ajute cu sfaturi. Dar e vorba că ne extindem în afara organizației. Odată ce am făcut un proiect open source, oricine poate să contribuie, nu trebuie să fie membru al asociației în care activăm, nu trebuie să fie auzit de noi, trebuie să găsească proiectul doar. De asemenea, o oportunitate bună de dezvoltare personală, dat fiind că e așa un amalgam de oameni cu tot felul de cunoștințe, unii veniți și din afara cercului tău și așa mai departe, vom învăța și noi mult mai multe lucruri din colaborarea aceasta. S-ar putea să fie mai sustenabil pe termen lung dacă ducem lipsă de resurse interne, măcar proiectul, atâta timp cât am reușit să dezvoltăm o comunitate în jurul lui, rămâne pe mâini bune, chiar dacă mâinile alea nu sunt parte oficială din organizație. Și mai sunt multe companii, fonduri, care sprijină în mod deosebit proiecte open source. Și veți vedea aici, dacă găsiți un serviciu online care vă place foarte mult, de exemplu Mapbox pentru hărți sau Algolia pentru search, pentru căutări. Sunt două exemple pe care noi le-am folosit, i-am abordat, le-am spus că dezvoltăm open source și ne-au oferit planuri care în mod normal erau plătite, ni le-au oferit gratuit pentru a le folosi în proiectele open source. E un sprijin, nu se poate subestima. Sunt și argumente contra, evident. E monetizarea mai dificilă. Dacă dezvoltați software în cadrul organizației pe care îl vindeți, fie către un business, fie către, eu știu, o altă parte terță, monetizarea proiectelor open source, în general, e mai dificilă. E ideea aia, hei, dacă proiectul e deja acolo și eu pot doar să-l iau, să-l instalez, de ce aș mai plăti pe el? Și atunci, modelul de business e diferit față de un startup în tehnologie normală sau. De asemenea, proiectele open source cer foarte multă dedicare față de comunitate. Comunitatea e centrală în orice proiect open source. Asta înseamnă timp din partea noastră, înseamnă atenție, înseamnă mai puțin scris cod, mai mult avut răspuns la întrebări, stabilit roadmap-ul, direcția proiectului și așa mai departe. Și astfel ca la adopția proiectelor open source, vom intra un pic mai în detaliu. Primul pas în pornirea unui proiect open source este evident cel de branding. O provocare pentru majoritatea programatorilor, numirea lucrurilor, însă evident că aici pot ajuta colegii din organizație. Trebuie să fie un nume scurt, ușor de memorat, trebuie să evite conflicte de nume cu alte proiecte. Dacă lansăm acum un proiect open source care se cheamă Ubuntu, e puțin probabil să aibă vreo șansă de a ajunge cunoscut, de exemplu. Și de asemenea, felul în care te prezinți poate avea o amprentă serioasă. Fața proiectului, dacă ați mai lucrat în proiecte open source, probabil că deja v-ați făcut o imagine despre fiecare dintre ele. Eu, de exemplu, când mă gândesc la anumite proiecte open source pe care le folosesc, deja și eu, a, da, oamenii aia sunt mai prietenoși, sunt mai nu știu cum, oamenii aia sunt altfel. Deci, proiectul trebuie să aibă o personalitate plăcută. De fapt, asta e primul pas. Al doilea pas e mai acționabil. Tot focusul, toată concentrarea trebuie să fie în dezvoltarea comunității. Asta înseamnă de multe ori toate lucrurile pe care
poate le urăm dacă lucrăm în 2-3 oameni, documentație cât mai cuprinzătoare, cât mai clară, mult text scris. Trebuie să ne gândim că oamenii care vin să ne ajute nu au contextul necesar, nu au contextul pe care îl avem noi, trebuie să-l transmitem cât mai clar, cât mai prietenos. Asta e primul pas. Al doilea pas, trebuie să alegem o licență de tip open source și nu doar atât, trebuie să fie una permisivă. Nu am acum o secțiune separată pentru tipurile de licență, dar e suficient atât. Sunt două tipuri de licențe open source. Permisive, care practic îți spun fă ce vrei cu softul ăsta, cu codul ăsta, cu proiectul ăsta. Și nepermisive, care îți spun tot felul de piedici. N-ai voie să-l folosești în proiecte comerciale, n-ai voie să-l folosești nu știu unde. Ideal, cel puțin în Civic Tech, căutăm să adoptăm licențe permisive de fiecare dată. Readme, cât mai clar. E vorba de acel readme de pe GitHub, dar e de fapt implementat în mai toate locurile. Deci e poarta. Pare că avem o mică problemă de conexiune din partea lui Claudiu, dar încercăm cât mai repede să o rezolvăm. Se aude acum? Da, bine ai revenit. Da, deci cred că v-am pierdut. Pe unde v-am pierdut? De unde să-l iau? Că nu știu unde am rămas când s-a întrerupt. Cred că ultimele. Ultimele două, nu? Da. Deci, ghidul de contribuție trebuie să fie. Este cel care explică oamenilor noi veniți în proiect, concret, modul în care poate să ajute. Fie că indică ce fel de task-uri ar trebui să preia, fie că indică felul în care se pot face propuneri, fie că indică modul de lucru efectiv, dacă se fac code review-uri, dacă trebuie scrise test neapărat și așa mai departe. E foarte intimidant venind din afară într-un proiect open source în care nu ți se indică foarte clar cum ar trebui să-ți lași amprenta, să încerci să colaborezi. Mai bine te duci altundeva. Code of conduct, reguli sociale, e menit să evite anumite probleme sociale tipice, nu știu dacă ați auzit de imposter syndrome, e acest sentiment că nu ești destul de adecvat pentru a face parte dintr-o comunitate anume, se evită probleme de genul backseat driving, unde cineva doar vine cu, mai aruncă cu câte o părere în timp ce alții lucrează și îi distrage de la a fi productiv și așa mai departe. Veți găsi pe internet, se găsesc tot felul de exemple care de code of conduct și ghid de contribuție. Le puteți adapta fără nicio problemă. Odată ce avem aceste documente, să zic, finalizate, am făcut deja primii pași, am startat proiectul open source. Ca și checklist, probabil că checklist-ul acesta îl puteți vedea mai degrabă după webinar, dacă vreți să vă întoarceți. Adițional, pe lângă ce am spus, ar mai fi un canal deschis pentru comunicare în timp real. E foarte important ca cei care vin să poată să adreseze întrebări fără să aștepte, pentru că dacă au chiar și gramul ăla de interes, pentru a nu și-l pierde, trebuie să poată să primească
un răspuns cât mai rapid. Dau un exemplu. Ajung seara de la lucru, sunt obosit, da, parcă aș avea 2 ore libere și mă gândesc să mă implic într-un proiect de genul acesta. Și am 2 întrebări ușoare, știu cum s-ar putea răspunde la ele instant, dar tot ce pot să fac e să deschid un issue sau un task pe undeva, să aștept 2 zile până când mi se aglomerează din nou programul și nu mă implic. Deci, un canal de IRC sau Slack sau Rocket Chat, soluție open source, e foarte util în cazuri de genul acesta, unde dacă ați ratat omul care vrea să colaboreze, probabil că nu se va mai întoarce. Asta e ce ține de documentație. Administrativ, asigurați-vă că sunteți ok din punct de vedere legal. Au mai fost cazuri în care au ajuns pe diverse repozitoriuri open source dependențe comerciale. De exemplu, dacă ați cumpărat un plugin de WordPress premium, ați plătit bani pe el, nu aveți voie să-l puneți open source, să-l faceți open source. Deci, din start, proiectul nu poate fi open source. Și așa mai departe. Verificați cu cineva care cunoaște proiectul, care poate să analizeze. Asigurați-vă că aveți un plan de comunicare și promovare. Statutea proiectului open source nu se vor promova singure și nu au niciun motiv să iasă în față fără ajutor constant din partea voastră. Faceți asta pe canalele specifice, pe Hacker News, pe Medium, pe forumuri de programatori și mai departe, dar vă trebuie un plan de comunicare. De asemenea, vă trebuie o persoană, poate chiar 2, care să fie disponibile pentru a răspunde la orice oră. Dat fiind că e un proiect open source, dacă îl mai și scrieți pe engleză sau documentația, codul pe engleză, pot apărea întrebări la orice oră din zi și noapte. Nu e neapărat necesar să răspundeți în prima oră, dar ideal în prima zi de la adresarea unei întrebări ar trebui să aveți un răspuns măcar parțial. Măcar să spună, hei, mulțumim pentru întrebarea adresată sau pentru o sugestie, revenim în 2 zile. E suficient încât să dovediți că vă dați interes pentru proiect. Spun 2 persoane pentru cazurile în care, eu știu, o persoană e plecată în concediu din afara țării sau mă știu ce. E bine să fie 2 persoane. Acum, strig legat de cod. Asigură-te că nu ai inclus credențiale în cod. Se întâmplă extrem de des chestia asta. Cineva a uitat să includ niște fișiere în Gitignore, dă git push tot cu credențiale și aia e. Se poate rezolva destul de ușor în git, se poate rescrie istoria, însă e bine să nu se întâmple deloc. Asigurați-vă că aveți reguli clare de contribuție strict legate de programare. De style guide, câte spații, taburi sau spații, și așa mai departe, câte coloane, mai știu eu ce. Ideal este să fie un stil unitar în tot proiectul, nu trebuie neapărat o dezbatere pe taburi versus spații. Sugerați poate și încurajați un format de mesaj de commit unitar. Un exemplu bun este cel de la Angular, un format foarte, foarte ok. Asigurați-vă că aveți, că oferiți o experiență cât mai plăcută de onboarding. Ce înseamnă asta? Am găsit un proiect open source mișto. Cât timp îmi ia de când am ajuns pe pagina proiectului până când pot să încep să contribui, să scriu cod care să modifice o funcționalitate existentă sau să adaug o funcționalitate nouă. Dacă durează mai mult de jumătate de oră, deja e foarte, foarte mult și probabil că pierdeți foarte mulți oameni în felul acesta. Întârzierile de obicei vin de la environment foarte diferit. Da? E problema aceea cu hei, da, funcționează la mine pe calculatorul meu. Nu e ok. Există soluții. Puteți folosi Vagrant, puteți folosi Docker.
Puteți folosi, eu știu, Ancient, alte soluții care să rezolve problema asta de environment. Și în general, de fapt, problemele de setup pentru oameni noi de onboarding vin de la anumite asumții pe care le avem noi despre setup-ul altor oameni. Poate avem asumții că toată lumea e pe Windows sau toată lumea e pe Linux sau că, hei, n-am testat pe Mac, dar sunt convins că trebuie să meargă și acolo. Trebuie să ne asigurăm că oricine ar veni, în maxim jumătate de oră, poate să înceapă lucrul. Continuitate. Am startat proiectul, merge bine, lumea poate să se alăture foarte ușor. Cum ne asigurăm că treaba asta continuă, că nu e one time only? Multe din regulile de început se aplică și aici. Foarte primitor cu nou veniți, cât mai deschis la sugestii, la contribuții. Chestiile astea sună cumva foarte obvious. A, da, normal că trebuie să fiu primitor. Însă trebuie să înțelegeți că de multe ori poate oamenii nou veniți par nu chiar atât de prietenoși. Poate par un pic, parcă n-ar veni cu ideea de a contribui. S-ar putea să fie o problemă de comunicare, efectiv. La fel la sugestii. Poate pare ciudat să spui, hei, fii deschis la sugestii, normal că ești. Dar dacă sugestia respectivă îți schimbă direcția proiectului cu 180 de grade, probabil că o vei lua ca pe un afront personal sau știu că și mie mi s-a întâmplat. E important de văzut de unde vin oamenii aia, de ce ar vrea o schimbare de direcție atât de radicală sau de ce au alte abordări. O chestie mișto pe care o puteți face este starea unui loc de întâlnire. În primul rând, online se poate face foarte ușor, dar și offline, de ce nu? O dată pe lună, pentru proiectul Open Source X, ne vedem la un local din București sau de unde sunteți. Din nou, cu trecerea timpului, ajungem să ne identificăm cu proiectele la care lucrăm. Ne identificăm cu ele pentru că am pierdut atâta timp, între ghilimele, lucrând la ele, cât devin parte din noi. E ok să cedați controlul proiectului sau parte din control colaboratorilor. Da? Dacă cineva a venit de undeva din neant și a colaborat timp de 6 luni și e activ și se implică, e ok să aibă același nivel de responsabilitate ca și tine. Altfel, probabil că nu vom rezista prea mult. Și din nou, discuții productive. De fiecare dată când o discuție derează, încercați să o duceți înspre productivitate. Mai ales într-un domeniu ca al nostru, în care sunt 1.000 de abordări pentru fiecare problemă apărută. Checklist. Cât mai responsiv, cum spuneam, chiar dacă nu poți decât să spui, hei, te-am auzit, am văzut, revin în 5 zile. E bine ca oamenii să știe despre ce e vorba. Pentru contribuitori, ar trebui să dat un standard de calitate, de așteptări. Să fie clar de la bun început că vrei coverage cât mai mare de teste. Că nu se acceptă niciun patch fără code review sau fără să treacă de testele automate și așa mai departe. Recunoaște implicarea contribuitorilor. Dacă cineva și-a rupt din timpul liber ca să contribuie la proiect, recunoaște asta. Poți să faci într-un fișier contributors, poți să faci pe site-ul oficial al proiectului, fă-o de câte ori poți. Aici intervine meritocrația aia de care vorbeam la început de tot. Dacă identifici actori malițioși, poate nu neapărat malițioși, dar nu neapărat productiv, ia atitudine și încearcă să rezolvi problema cât mai din timp. Dacă lași probleme de genul ăsta să continue, poate afecta foarte grav proiectul pe termen lung. Și de aici nu am neapărat exemple concrete, dar au fost cazuri de hard fork-uri la proiecte unde oamenii nu s-au mai înțeles. Nu știu, poate cei pasionați de Bitcoin și fork-ul dintre Bitcoin, Bitcoin Cash, aplicat de la niște abordări diferite, niște neînțelegeri. E ok că sunt două variante acum,
dar dacă era proiectul vostru, probabil că v-ați fi dorit să interveniți mai devreme. Evident, bune practici. Urmați bunele practici aplicabile în software, în general. Da? Nu e cu atât mai mult în software open source, unde nu ai un proces de validare a colaboratorilor. Cere ajutor de la roboți. Avem foarte mulți roboți care abia așteaptă să ne ajute. Uptime Robot, care ne spune când ne pică site-ul. Travis pentru testare și așa mai departe. Nu vă sfiți, folosiți-i. Implică-te în comunitatea open source mai largă. Poate descoperi noi oportunități, poate întâlnești oameni, poate atragi în proiect. Și promovează-ți proiectul pe canale specifice, Hacker News, Medium, forumuri de programatori și așa mai departe. Dacă îți promovezi un proiect open source pe canale unde nu sunt oameni care să poată contribui, poate nu e cea mai fericită situație. Evident, produsul pentru utilizatorul final poți să-l promovezi pe Facebook sau pe alte canale. Dar strict legat de partea tehnică, încearcă să comunici pe canalele specifice. Cam asta a fost. Cred că m-am întins un pic mai mult decât era planul. Sper că a fost ok și pentru voi. Aștept întrebări. Chiar mi-ar face plăcere să văd ce fel de curiozități aveți. Au început să vină întrebările, Claudiu, dacă poți să verifici. Acum am uit. Dacă se poate, aș dori să vă referiți mai mult la metodele de colaborare prin soluții open source. În funcție de, o să fac acum niște asumții, în funcție de nivelul de pregătire, să spun așa, poate cea mai bună cale de intrare e pe GitHub. GitHub e un site care e casa celor mai multe proiecte open source la nivel global, să zic așa. De fapt, haideți să facem ceva. Chiar o să intru acum pe GitHub și să vă arăt un exemplu. Cei care cunoașteți deja, probabil că o să vi se pară un pic plictisitor sau... Asta e GitHub, github.com și ăsta chiar e exemplu acela de care vă spuneam, deci la fi pregătit, de avea o problemă, am deschis un issue cu schimbări de cod atașate cu un pull request, asta când era, deci era pe februarie 26 și în aceea zi, un pic mai târziu, s-a rezolvat și noua versiune a proiectului avea schimbarea mea acolo. Puteți să intrați pe GitHub să căutați pe tabul de explore proiectele cele mai interesante și începeți de acolo. E destul de user-friendly pentru, cred că e foarte util pentru majoritatea oamenilor. Cred că e un început bun. Acum am uitat să găsesc și alte întrebări. Da, mai văd alte întrebări. Mulțumesc, Valentin. Mai așteptăm câteva minute. Dacă nu, oricum, ei pot să îți adreseze întrebări și prin noi sau să ne scrie. Siguranță. Da. Puteți să mă spămâiți, puteți să veniți în proiectele noastre să ne ajutați și vă răspund la întrebări. Cum vreți voi, să suntem foarte accesibili, să zic așa. Pentru că nu mai vin întrebări, o să închidem acum, o să terminăm acum webinarul. Mulțumim mult, Claudiu. Mulțumesc mult pentru invitație și seara plăcută. Mulțumim mult pentru timpul și lucrurile împărtășite cu noi, iar vouă tuturor vă mulțumim pentru prezență și atenție. Revenim zilele următoare cu un mail de follow-up cu prezentarea lui Claudiu. Mă grăbesc acum să închidem webinarul pentru a porni formularul de feedback pe care vă rugăm să-l completați. Acesta o să apară automat. Tot ce trebuie să faceți să așteptați puțin să apară fără să faceți niciun click. Mulțumesc, seara bună!
Ok.